Cel mai frumos om. Bucuria mea Hristos a înviat. Viața nu este ușoară oricâte ți s-ar întâmpla, iar dacă lumea te doboară să faci o lecție din ea, neînțelegeri, interese, totul se îngroapă în pământ, adevăratele victorii doar ale sufletului sunt. Virtuțile teologice sau armele luminii sunt credința, nădejdea și dragostea. Credința fără dragoste rămâne mică și nu aduce bucuria mântuirii. Dacă pierzi dragostea, ai pierdut mult, însă dacă pierzi și nădejdea, ai pierdut totul. Așadar, roagă-te și fierbinte cele de la Dumnezeu Doamne ajută necredinței mele, adică puținei mele credințe, ca să-ți dea să ajungi la măsura credinței. Te rog să ai mare nădejde în purtarea de grijă lui Dumnezeu și să zici așa, Domnul este ajutorul meu și nu mă voi teme de ce îmi va face mie omul. Și iarăși, nu mă voi teme de rău pentru că tu cu mine ești, căci tu ești Dumnezeule întărirea mea stăpânitor tare, domn al păcii, părinte al veacului ceva să fie și împărăția ta este împărăție veșnică, pentru că a ta a unui este împărăția și puterea și slava împreună cu părintele tău cel fără de început și cu preasfântul și bunuși de viață făcătorul tău duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Cât despre iubire, dacă cineva poate să iubească, e împărat. Dacă cineva e iubit, E infinit. Și dacă există iubirea din golul se naște plinul. Așadar, iubește-i pe toți, fiindcă și Dumnezeu te iubește pe tine, și dacă iubești pe toți, devii cel mai frumos om. Amin și aliluia.